Bun găsit, doamnelor și domnilor! Revenim în actualitatea sportivă la emisiunea Prelungiri și vom încerca să discutăm despre partida de aseară dintre Astra Ploiești și Fotbal Club Vaslui, o partidă în care vasluienii au avut neșansă cu acea gafă impardonabilă a lui Cerniauskas până la acea fază cel mai bun de pe teren din tabăra lui Viorel Hizo. Din păcate, iată, această neșansă a dus minus 3 puncte în dreptul Vasluiului și o coborâre în clasament pe poziția 7-a cu 17 puncte și la o diferență de 9 puncte de liderul clasamentului Dinamo București, care acumulează în prezent 26 de puncte. Așadar, despre această partidă și nu mai vom discuta cu invitatul nostru din această seară, este vorba despre domnul profesor Constantin Petrea. Bine ați revenit, domnule profesor! Bună seara, bine v-am regăsit! Am titrat titlul acestei emisiuni Neșansă. Considerați că a avut neșansă Vasluiul sau că a fost o gafă de copil în acea fază, minutul 88, când toată lumea se îndrepta către un rezultat de egalitate, o remiză? Eu zic că a fost într-adevăr o gafă, dar o gafă copilărească, dar să nu uităm până la gafa respectivă de minutul 88, portarul a scos 4-5 mici de gol. Chiar din situația de singur de gol, la adversar. Nu știu ce s-a întâmplat cu echipa, nu a jucat la valoarea ei, cu toate că am avut și noi 11 metri, lucru care nu s-a dat. Chiar două, minutul 74 în al doilea. Da, și al doilea, da, dar primul a fost clar. Și din Avinou, dacă te uitai, nu știu, arbitru, putea și asistentul să intervină ca să dicteze 11 metri. După aia am văzut o stare de oboseală în rândul echipei. Exact ce vă spuneam și acum vreo lună când am fost invitat tot aici la dumneavoastră. Faptul că au fost meciuri miercuri, duminică și în Europa League și în campionat, se vede uzura, se vede oboseala la jucători. S-a văzut la meciul de aseară, Astra o echipă mult mai proaspătă, cu o determinare și și-a dorit mai mult victoria. Dar a fost un meci destul de încălcitator. Nu ne-a ieșit combinația nici lui Sân Mărtean, nu i-a ieșit jocul nici lui Wesley, nici lui Aldailton. Adică s-a aștepta și s-a așteaptă de la ei să rezolve meciul. Vedeți, în momentul când ei nu joacă, nu merge nici echipa. Eu vreau să spun de portar, cu ce am început, zic că a făcut o partidă extraordinară. Trebuie Portarul a făcut o partidă extraordinară, fiindcă fundașii l-au lăsat cu atacanții de 4 ori singuri cu el și el, într-adevăr, cu niște reflexe incredibile. Nu uitați, din 3 metri, din 4 metri a dat cu capul, nu? Unii erau fundașii. Dar el și-a făcut treaba. Din păcate, iată, avem probleme pe axul central în defensivă, acolo unde e Farca și Pap. Fatai pur și simplu a trecut de 2 ori printre cei doi fundași. Da, să vedem și acum încă o fază în care Cerniauskas și-a salvat echipa aseară. Acum este un corner, oricum a fost o repriză a doua mult mai dinamică față de prima repriză în care au lipsit fazele periculoase, însă am văzut doar acel penalti neacordat vasluienilor din minutul 38. Da, nu, înseamnă că totuși repriza a doua, eu zic că am jucat destul de bine, am stat bine teren, cu anumite nesincronizări pe linia de fund. Dacă vedeți cum atacantul lor scapă de 2 ori dintre fundaș și central, pleacă odată pe un culoar extraordinar, îi dă și mingea mijlocașul și nu a venit niciunul să dubleze la el. Și a scăpat singur cu portară și, într-adevăr, un reflex extraordinar. Neșansa lui este că a greșit copilărește. Nu e posibil să stea. Eu zic că și terenul i-a jucat un pic de festă. El a așteptat că mingea o să-i sare și o să-i vină în brațe. Dar în momentul când el era obligat, asta e de la copii, junior, nu mai discutăm, el trebuia să lăsă piciorul în picior, să-l flexeze și mingea să oprea în picior. Putea să facă și preluare acolo. Dar s-a dus total nepregătit. Nu a tratat cu seriozitate mingea aia. Și vedeți, o minge netratată cu seriozitate, s-a întâmplat și victoria noastră. Trebuie acum criticat vehement portarul Cerniauskas.
Nu, eu din punctul meu de vedere nu. Este o greșeală, se poate întâmpla la orice portar. Fiindcă portarii, într-adevăr, scot niște mingi incredibile și în același timp iau niște goluri exact cum a fost și aseară. De necrezut aproape. Dar una peste alta, eu zic că meciul a fost al lui. Oricum a fost dărâmat psihic la acea, la golul impardonabil primit. Chiar a fost ajutat de Pap să se ridice, dacă nu era doborât, fiindcă a dat în lacrimi la un moment dat portarul Vasluian, un portar tânăr și care nu are încă experiența necesară. Da, e firesc la 23 de ani a lui... Mai puțin de 22 de ani aici, dar problema e că el trebuie încurajat în continuare, fiindcă este un portar de perspectivă, un portar valoros care a confirmat și în Europa League. Trebuie să dea încredere în continuare. Se întâmplă. Asta... Oricum e a doua partidă în care nu este concentrat 100% pe final de partidă. Și la Roma, dacă ne aducem aminte, Cerneauzca seara a primit un gol care nu trebuia să-l primească. A fost gol de portar, acolo greșeala de portar la faza golului egalizator pe Olimpico. Da, și să nu uităm că și la 2-2 acolo, iar o bâlbâială tot cu el, noroc, mingea a volebalat-o în bară, și după aia a revenit. Probabil, e tânăr încă, ce vrei să-i facem? Dar totuși e un portar bun, un portar valoros și cred că valoarea lui este mult mai mare. Și o să confirme în meciul care urmează. Da, să nu uităm că el a stat și în spatele lui Cuciac atâta timp și se simte la un portar, dacă nu joacă, e foarte greu după aceea să ieși între mână, în ritm, cu echipa și așa mai departe. Dar el, să nu uităm, și în Europa League a făcut meciuri extraordinare. Domnule profesor, se pare că Vasluiu stă acum în maxim 3 oameni. Nu a mers trioul Adailton, Wesley, Sâlmărtean. Nici la Lisabona nu a mers nici aseară exact. Fiindcă eu zic că sunt și ei uzați, sunt obosiți, că toată lumea așteaptă totul de la ei. Dar sperăm și intrarea lui Neagu și a lui băiatul de la Chișinău. Eu zic că ar trebui și ei să aibă un locuitor pe măsură ca să poată să joace la nivelul respectiv. Trebuie să dea șansă și la alți copii care să joace și în același timp să mai odihnească, dar nu ai cum. În momentul când ai niște obiective foarte clare, precise, măsurabile, să iei campionatul și în același timp să ajungi în primăvara europeană, în Europa League, mai sunt câteva meciuri care trebuie tratate cu seriozitate maximă. Faptul că imediat ne vine și Sporting, ați văzut că au o echipă, cred că cea mai bună, dacă vă mai amintiți tot în studioul la dumneavoastră, am spus că avem una dintre cele mai grele grupe. Poate atunci ce a spus? Spuneau alte, bă, că nu e cea mai grea grupă. Eu am spus că e una dintre cele mai grele grupe. La drept dovadă se spune că Sporting au maximum 9 puncte și suntem la 2 puncte de 3 echipe, nu? Și aici eu zic că noi vom fi cea de a doua care mergem în primăvara europeană. Da, să dea Dumnezeu. Revenim la meci. Ce i-a lipsit Vasluiu, în afară de faptul că, într-adevăr, echipa arăta că este uzată din punct de vedere fizic, se pare că nu a fost de bun augur întreruperea campionatului, fiindcă am jucat 3 meciuri, 2 în campionat, unul în Liga Europa, un singur punct și fără gol marcat. Parcă se repetă istoria începutului de sezon, când am avut 0-2 Platuente, 0-0 acasă și apoi a venit acel 0-3 cu Rapid. Da, e un moment greu, e o pasă grea. Eu spuneam că a scoate jucătorii din forma sportivă și a aduce din nou în forma sportivă e o perioadă destul de grea. Lucru care s-a întâmplat și la echipa noastră. Au stat alea, să spunem, 10 zile. Au fost și liber o 3-4 zile pe acasă. Eram în vârful piramidii, adică jocurile victorii aveam și uite că am stat în perioada asta. Bine, au făcut antrenament, dar nu la o capacitate maximă
și n-a putut nici solicitarea să o face atât de puternică cum te ținea în priză campionatul. Etapă de etapă, mercuri, duminică. După aia, în perioada aia de 10 zile, uitați că au ieșit din formă sportivă. Și din cauza asta și meciul de aseară, n-aș spune că n-au vrut băieții sau n-au avut determinarea respectivă și nu... Și asta, să spun că e o echipă bine așezată în teren, o echipă care ne-a întins pe tot terenul, au și atacanți puternici care pe viteză și plus n-am săpânit linia de mijloc la ora actuală, adică meciul de aseară. A fost o vreo... Oricum a fost o repriză a doua mult mai reușită față de jocul de la Lisabona sau jocul cu Steaua de pe teren propriu. Da, dar vedeți, ajungem în faza de finalizare, la 18-20 de metri, acolo ne împotmolim. Acolo este cel mai greu, adică acolo nu avem un jucător, să spunem, care să ia decizia, să dea la poartă, că asta contează. Degeaba aduce o fază, o construiește, o ajungi la 16 metri, la 12 metri, la 6 metri și de acolo nu dăm la poartă. Unde vrem să intrăm cu ea în poartă? E o problemă, uite, nu și-a unul responsabilitatea din atacant, din mijlocaș să finalizezi. Păi, dacă nu dai la poartă, nu ai cum să dai gol. Și atunci... O ducem, o construim, fiecare știe exact ce are de făcut în teren, respectă sarcinile de joc. Aici ne trebuie un pic de tupeu, asta. Exact ne-a lipsit meciul cu Astra. Ce a avut Astra, n-am avut noi. Ei au avut tupeu, au avut încredere în ei, au avut determinarea și, ca drept dovadă, le-a ieșit golul ăla întâmplător. Dar au avut în ocazie în fața porții. Noi de ce nu ne-am creat? De ce nu ne creăm situațiile respective? Fiindcă eu am observat de mult timp jocul fără minge, lasă de dorit la noi. În momentul când intră mingea la Sărmătean, nu se mai demarcă. Știe că Sărmătean scoate 1, 2, 3 de joc și după aia nu are nici el posibilitatea de finalizare, fiindcă este extenuat la dribluri respective fizic și atunci nu se demarcă. Faptul că până la urmă e înfrângere, e dureroasă pentru toți, că am așteptat în minutul 88 să nu ai o lipsă de concentrare, dar până la portar să ajungă mingea și să treacă printre picioare, acolo de ce nu l-am blocat în partea stângă pe atacantul de la Astra? Păi și care sunt vinovat? Asta e un joc colectiv, este un joc individual. Fiindcă se observă cel mai mult și toată lumea e cu critica și televiziunea și absolut toți cranici pe portar, că e ultimul apărător. Dar noi de ce n-am dat un portar? Sau vorba multor suporteri cu care m-am întâlnit astăzi, domnule, trebuia până atunci să avem noi 3 goluri și după aia, să spunem, domnule, a fost și greșeala de portar, fiindcă putea să fie 2-0 sau chiar 3-0 pentru Astra, dacă ținem cont la cât de mult ne-a ajutat Cerneauscas în meciul de aseară. Păi da, e firesc, dar noi de-abia ajungem în fața porții și nu e primul meci. Noi am avut practic un șut pe poartă, în rest. Am avut multe mingi pe peste și hai să mai punem și bara lui Milisavljević din minutul 90. Da. Dar să nu uităm dacă dăm și meciul cu Steaua. Păi dacă ești acasă, joci... Acolo am jucat chiar cu frică. Cu frică, o echipă care a venit să și după un rezultat dezastros cu 5-0. Nu, a fost înainte. A fost înainte. Și... O echipă care nu era în formă, nu are spaimă, nu era sperietoare pentru Vaslui. Și uite, noi n-am avut un șut pe poartă. Păi, dacă așa spunem, asta trebuie lucrat foarte mult la finalizare, fiindcă și atacanții s-au zbătut, dar nici ei n-au avut mingi suficiente și în același timp au fost și marcați. Trebuie, în primul rând, și jocul fără minge. Ca să pot un mijlocaș să te joace, trebuie să te deplasezi, să-ți găsești spațiul liber. Dar eu zic că e un final de tur care trebuie să ne dea de gândit. Adică, cred că conducerea tehnică... Practic, noi spunem că am scăpat de meciurile grele, dar iată, surprize în fruntea clasamentului. Avem, după meciul cu Târgu Mureș din campionat, două meciuri iar foarte grele, consider eu, cu Gazmetan și cu Pandurii, care e performera sezonului, locul 4 în momentul de față. Da. Pandurii, cu un joc meticulos, un joc foarte bine aranjat și stau foarte bine în teren. Se vede și mâna unui antrenor al lui Grigoraș, care e de câțiva ani acolo,
Și eu zic că sunt meciuri foarte tari și plus oboseala, că avem imediat cu Sporting. E o echipă care te întinde, o echipă care... Și probabil măsurile de refacere ar trebui îmbunătățite și în același timp jucătorii să contribuie și ei efectiv la măsurile de refacere, fiindcă pot să apară accidentări, întinderi, rupturi musculare, plus cartonașele și atunci se vede lipsa lui Cânu. Acum toată lumea spunea că Cânu nu e nicio pierdere pentru noi în momentul când s-a accidentat. Uite că se simte. El coordona foarte bine pe apărare, jocul, știa când să iasă, striga tot timpul să aibă pe colegi în față. Se vede lipsa lui Cânu. Și a lui Temangera chiar. Și a lui Temangera. El fiind un jucător, un pivot din ăsta, pivota și în același timp scotea unul, doi jucători, fiindcă era foarte greu și foarte greu ca fundar să-l marcheze. Era obligat să vină unul la dublaj. Și atunci se crea culoare pentru mijlocaș. Este o pierdere mare Temangera, dar eu zic că trebuie să revină cât mai repede. El a mai fost când, acum 2 ani de zile, nu a accidentat, a stat în afara terenului. Fiindcă s-a încadrat extraordinar după accidentare și a dat și goluri, și goluri importante. Și sperăm să revină cât mai repede, fiindcă dacă ne batem la titlu, nu avem nevoie. Eu zic că a fost un accident aseară, meciul cu Astra. Nu avem voie până la sfârșitul turului anumite sincope negative. Într-adevăr, dacă vrem într-adevăr să fim acolo la podium, mai ales că am declarat că ne dorim să câștigăm campionatul, trebuie să nu mai facem pași greșiți. Domnule profesor, ce am povestit noi până acum, a spus-o și Viorel Hizo în conferința de după meci, când a spus, domnule, că avem o stare de oboseală acumulată, luptăm pe 3 fronturi și doar cu 19 jucători, fiindcă, iată, de Gherlem nu mai auzim nimic, de Bălace, care încă nu este refăcut, trebuie să mai avem răbdare, Hugo Luz, care, deși a fost adus la echipă, nu a fost folosit nici o secundă în acest sezon. Iată, Cânul la fel, Glaston, care încă nu rezistă 90 de minute, jucători care, până la urmă, erau determinanți în jocul Vaslui în sezonile trecute. Eu am spus-o și nu vreau să o mai repet. Faptul că am mers pe 3 fronturi, campionat, Europa League, plus Cupa României, trebuie să ai un lot cel puțin de 28-30 de jucători, dar de valori apropiate. Nu în momentul când s-a accidentat sau s-a întâmplat unul să ia cartonașul roșu sau așa mai departe, când l-a introdus pe altă să nu fie la nivelul celui titular, să spun. Dar dacă lotul este subțiat, și spuneam că va fi foarte greu, fiindcă se acumulează și starea de oboseală. În momentul când se acumulează acidul lactic în mușchi, sunt 48 de ore care poți să le elimini. Nu e atât de întâmplător. Bați din palme și gata. De ce cauză jucătorul la meciul următorul poate să dea rană? Uite, din cauza asta, din cauza acidului lactic, acumulare în mușchi. Și asta se datorează și să le elimini. Sunt 48 de ore și îți trebuie metode de refacere și eu cred că sunt la noi la Sporting, dar aici e foarte greu dacă n-ai un lot valoros și numeros. Adică să fie și numeric, nu numai, uite că am rămas în 19 ani. Spune mâine, bine să nu se întâmple un accident sau o ruptură sau o întindere musculară, atunci ce faci? Rămâi în 17-18 jucători care îi treci pe raportul de arbitraj, dar să gândim că unii dintre ei nu au jucat, nu au meciuri în picioare și nu pot nici când să se ridice la valoarea unui titular care nu poate să mai joace. Nu? Și atunci este o problemă și fiecare antrenor își spune problema. Vă, stai puțin, eu dacă fac o înlocuire acolo, eu trebuie să o fac în folosul echipei, să fie benefică. Că dacă îl introduc pe unul care nu a jucat, mă uitam și aseară, Neagu, nu a mai jucat de atâta timp, nu? Se vede că nu mai intră în rit cu echipa. Da, nici măcar nu știa unde e postul. Unde e postul. Aici e o problemă, să vedeți că se simte. Dar sperăm până la sfârșitul turului, când avem și noi posibilități să transferăm jucători, lotul se va îmbunătăți și atunci
va fi mult mai bine pentru echipă și vor apare și rezultate mult mai bune. Că oricum, la lotul care îl avem și la valoarea echipei, comparându-o cu campionatul, cu Liga 1, suntem peste cam toate echipele. Oricum, eu am început meciul de joi din Cupa României, când pe teren propriu vom întâlni pe Dunărea Galați. Da, Dunărea Galați e o echipă de mijlocul clasamentului în Liga a doua. E o echipă bunicică, am văzut cu Farul Constanța, ai văzut Farul Constanța cu 2-0 acum câteva etape și chiar a arbitrat un arbitru de aici, din, la noi din Vaslui, vorba de Ciprian Amarandi. E o echipă care trebuie bătută, nu se pune problema, fiindcă trebuie să mergem să câștigăm și cupa. Iar în Dunărea Galați nu este o echipă care să ne pună mare probleme. Noi trebuie să și jucătorii să ia meciul în serios și să nu se considere învingători de la început. Dacă iau meciul în serios, victoria noastră nu are cum să ne scape și să mergem mai departe. Da, fiindcă e un prilej de a dovedi că nu întâmplător ai jucat o semifinală, nu întâmplător ai jucat o finală de Cupa României și de ce nu e o portiță de a accede mult mai ușor într-o competiție europeană în sezonul următor. Și e firește, dacă mi-amintesc că am jucat finala la Iași cu CFR Cluj. Cluj, da. Iar în momentul când la 0-0 noi am avut 11 metri cu CFR Cluj în cupa. Nu ne-a dat, după aia am pierdut la 11 metri. Mulțumesc. Și anul acesta avem un culoar extraordinar. Au mai ieșit și echipe din Liga 1 care aveau pretenții și aveau obiectiv Cupa României și campionatul. Adică suntem și să tratăm cu seriozitate meciul cu Dunărea Galați. Fiindcă dacă intrăm în teren, că meciul este câștigat dinainte, să nu avem vreo altă surpriză. Și atunci, după ce se termină meciul, să ne tragem de cap și așa mai departe, sau să ne dăm palme. Nu, meciul trebuie tratat cu seriozitate, avem un culoar foarte bun și să, anul ăsta, cred că am spus-o la început de campionat, trebuie să câștigăm și cupa și campionatul. Faptul că ne-am întărit, din punct de vedere a omogenizării, ca să mă înțeleagă lumea și telespectatorii, fiindcă n-am putut să avem transferul, să facem transferul, omogenizarea la noi cred că este extraordinară. Și fiecare jucător știe exact și noaptea, dacă doarme, știe unde e cu echipierul, plus relațiile de joc. V-am spus, problema care este, există la ora actuală e cu finalizarea. Dacă temanjera nu mai e acolo, toată lumea spunea că nu are valoare, că nu sunt adrează în echipă, că nu știu ce, dar e o pierdere extraordinară la ora actuală. Noi nu avem un atacant de gura porții. Ați văzut, el imediat, pe lângă că creează culoare pentru ceilalți, e un bun finalizator. E în fața porții, o dă în poartă. Asta contează enorm la un atacant. Într-adevăr, important este să, ca meciul de joi să fie tratat cu maximă seriozitate, fiindcă nu mai poți juca precum au fost în unele momente în meciul cu Astra, cu relaxare, cu lejeritate. E nevoie de concentrare maximă dacă dorim cu adevărat să ajungem în fazele superioare ale acestei competiții și chiar în finală. Nu, problema este, în afară de meciul cu, din cupă cu Dunărea Galață, trebuie tratate toate până la sfârșitul turului cu seriozitate maximă, fiindcă nu avem voie să facem niciun pas greșit, dacă vrem. Acum era o fază și campionatul. Oricum era o etapă favorabilă Vaslui, dacă ținem cont de rezultatele adversarilor. Din... Dar iată, n-a știut să profităm de pașii greșiți făcut de adversari în această etapă. Păi tocmai aici, și de asta zic că nu avem voie să facem vreun pas greșit, adică cu Dunărea, zic eu, tratat cu seriozitate, nu sunt probleme și după aia în competiții. Fiindcă până la sfârșitul turului, dacă suntem aici în primele trei, să spunem, dacă putem să ajungem și în primele trei, atunci, în primăvară, abordăm returul cu o altă motivație, cu o altă determinare, cu obiectivul ăsta care poate să fie atins și atunci, ca suntem pe locul întâi, vezi pe cupă și
Și Europa nu trebuie să prindem și primăvara europeană. E păcat. Vedeți că sunt trei echipe cu două puncte. Nu mai e... Sporting s-a distanțat cu 9 puncte. Așa. Cum a catalogat gestul lui Wesley din partida cu Sporting? Ce pot să spun? E regretabil din punctul meu de vedere și ca jucător, ca antrenor, dar să nu uităm că tot timpul în meciul respectiv el a fost șicanat, scuipat, dacă uitați mai atent la câteva faze, și a ieșit și el din și ai văzut că el a cerut 11 metri acolo, după aia s-a ridicat, s-a dus spre jucători, a dat capul. Bine, o ieșire necontrolată, nu ar trebui să mai întâmple, fiindcă la valoarea lui ca jucător o demonstrează pe teren, când marchează goluri și toată lumea îl apreciază, nu numai noi din Vaslui, și cam toată România se apreciază. A avut o ieșire, se întâmplă gestul din asta. Și eu am avut una la Botoșan cu Farul Constanța. Eu care sunt un copil, adică jucător, am tot așa, cam. La meciul cu Constanța, minutul 90, dădusem gol 1-0 pentru Botoșan, minutul 93, de 11 metri la Petco, eu nici nu l-am atins. Și m-am dus, mi-a dat gol din 11, s-a terminat 1-1, m-am dus tot așa nervos, i-am dat peste mână arbitrul și mi-a dat 6 etape. După aia mi-a revenit și mi-a dat 2 etape. Dar am avut o ieșire. Nu, sunt, ești tracasat tot timpul, mai vine, te lovește la picioare și fără minte, te mai știi scuipă, te mai și înjură și... Păi sunt ieșiri. De asta suntem sportivi, trebuie să ne calcăm, să ne lăsăm în pace pe aia care că sunt unii numai cu... să te înjure, să te scoată din minți, dar trebuie să ai un echilibru puternic, fiindcă trebuie să iei în calcul absolut tot, fiindcă sunt jucători și jucători. Iar Wesley, ce să fie, eu l-am văzut, a regretat și a cerut scuze și de echipă, e un caracter extraordinar acest copil. Cunosc că am făcut antrenamente, să în baza sportivă de la Liceul Sportiv, e un băiat cu un caracter extraordinar. Asta s-a întâmplat și ați văzut că FIFA, UEFA nu te iartă, i-a dat 3 etape. Și e o problemă pentru noi, ieșirea lui de acolo din... Iată, am văzut faza în când trebuia să acorde lovitură de la 11 metri Vaslui. Uitați aici când e pur și simplu doborât jucătorul Vaslui Belo. Din păcate, Ovidiu Hațegan n-a văzut penalti și a dictat repunere din colțul care, de la corner pentru Vaslui. A fost un corner pentru Vaslui la acea fază. Da, dar dacă ne uităm aici, mă atent la fază, putea și asistentul să intervină. Probabil arbitru... Mai ales că cred că a văzut mai bine faza. Mascat, n-a văzut, dar asistentul a văzut mult mai clar, că e din zona lui. Și uite că nu s-a băgat peste central, că au niște orgolii, nu? Că ei stabilesc înainte de joc, că nu, eu dacă decizia care o iau, uitați cât de bine s-a văzut. Da, se vede foarte clar, nu? Dar putea și asistentul să intervină aici. Uite că, uite, aici e foarte clar. Da? Asta e, cred că el l-a văzut central. Că dacă vedea, poate că... Le dădea și nouă, nu știu de cum. Cu siguranță alta era soarta acestei partide. Clar, nu se mai pune problema. Dar, uite că am luat golul ăla ușor, sunt 3 puncte mari pierdute și asta nu este o echipă care să spui că are pretenții de nu știu ce, dar uite că a trecut în fața noastră. Da, e cu 2 puncte înaintea noastră. În fața noastră și păcat că am pierdut 3 puncte. Și am dat și apă la moară antrenorului Șumudică, care se pare că nu prea iubește Vasluiul și de fiecare dată a jucat cu încrâncenare împotriva Vasluiului, fie că era la Rapid sau mai nou acum la Astra. Și încă, să spunem, un gest incalificabil făcut de gazdele de aseară, Astra, nu e posibil să stratezi oaspeții cum au făcut-o cei de la Astra și să ceri garanții bănești de 40.000 de lei galeriei ca să poată să-și încurajeze echipa. Nici anul trecut, nici în acest sezon, Vaslui nu a avut susținere pe stadionul Astra.
Da, e o problemă de organizare a lor și mă mir că nu se autosezizează Federația Română de Fotbal. Sau chiar Liga Profesionistă. Și Liga Profesionistă. Nu e posibil să nu lasă să încurajeze echipa, să mai cer și niște materiale ca să iese. Nu e posibil. Înseamnă că nu aplică legea 4 privind cum să manifestă galeriile, cum și așa mai departe, să dai voie să se manifestă, să încurajeze echipa. Păi atunci unde mai există fair play ăsta? Păi de ce ne ducem la un spectacol? Ca să vedem un spectacol și în același timp să respecte și fair play. Dar uite că Federația, Liga, nu o să implică în asta. În alte probleme, au alte probleme. Deși au promis că, domnule, vor avea asigurate biletele de intrare la meci, din păcate, iată, nu s-au ținut de cuvânt, mai ales că cei de la galerie au respectat toți pașii ceruți de către regulamentele în vigoare. Da, dar noi am respectat, dar de ce cauză nu respectă? De ce nu vine Federația și Liga cu sancțiuni? De ce cauză? Adică noi respectăm, îi dăm cu 7 zile numărul de spectatori care ne ducem și băieții se duceau și au făcut atâta drum. Dacă vă uitați și pe arena la seară, la Steaua cu Rapid, ați văzut și acolo, au rămas, au plătit oamenii și n-au putut să intre. Da, jumătate de meci l-au pierdut. De ce nu percep niște amenzi către organizatori? Păi dacă nu, dar legea spune foarte clar că trebuie de capacitatea stadionului și echipa oaspete, dacă vrea, poate să vină cu un număr de spectatori. Și tu ești obligat, prin lege, să-i primești pe spectatori. A, că sunt turbulenți, că au manifestări, de-aia oamenii de ordine, nu? Și, nu, mi se pare o organizare foarte proastă sau de intimidare. Să știți că mă apare și problema asta. De ce să vină spectatori, să-i încurajeze pe vasulenți, o oră cât mai mare? Nu, lasă Dumnezeu. Omul se duce să manifeste și poate să vadă. Vrea să vadă un spectacol, să vadă pe viu, lasă-l să ducă, nu? Păi sunt acolo și copii și femei, doamne și așa mai departe și lasă să ducă la spectacolul respectiv. Nu venim noi și imediat îi tăiem și nu-i dăm voie. Îi dăm cerim o sumă de bani, fiindcă nu se merită, nu? Asta să merge. Ci Astra, Călare pe unul dintre marii patroni, care Nicolae, da, care nu știu ce, nu știu. Nu, domnule, trebuie să respecte fiecare legea. Da. Domnule profesor, să vorbim un pic și de partea de junior, fiindcă sunteți șeful catedrei de fotbal de la Liceu Program Sportiv. Cum merg echipele în prezent în campionatele de juniori? Deocamdată mergem destul de bine. Faptul că suntem în cu juniorii republicani A, suntem pe locul 6, iar primele 6 merg în play-off, mai sunt 5 meciuri de disputat, 5 meciuri care, uitându-mă pe valoarea echipelor, am putea să batem. Primul meci duminică îl avem la FCM Bacău, o echipă care e pe sub locul 10, așa că am avea șanse mari să câștigăm acolo. Duminica trecută s-a deplasat acolo FC Botoșani, au bătut cu 10-0 la Bacău și noi cred că ne întoarcem cu o victorie. Mai avem un meci greu acasă cu LBS Iași și afară putem să batem cam tot. Dar eu zic că un parcurs destul de bun, se putea și mai bine, fiindcă eu am făcut ultimul meci cu CSS Târgu Neamț, ne-a bătut aici cu 2-0, meci care îl câștigam, eram bine mersi, nu mai aveam probleme să nu intrăm în play-off. Așa că e un sfârșit de tur și la ei e destul de greu, dar printr-o concentrare și printr-o mobilizare și determinare pot să meargă în play-off-ul care se va disputa în primăvară, atât la juniori 1 condus de profesorul Gabi Iordache, cât la juniori 2 de Bălăuță Liviu. Eu zic că și am încredere că amândouă vor prinde play-off. Că după aia, dacă nu prind play-off-ul, vor fi niște meciuri, mă duc să mă întorc în play-out,
și o vedere fiindcă e fără miză, practic. Da, fără miză, adică ești obligat să te duci, de cum sunt echipele de Liga 1-a, 2-a și a 3-a, au obligația să se prezinte la cele 5 grupe de juniori. Iar în play-out-ul ăsta, interesant, Federația Română de Fotbal nu a instituționalizat și un clasament de retrogradare. Fiindcă stai între locul 7, 12 sau 15 echipe că sunt și nici nu retrogradez. Să vedem că acum sunt foarte multe variante care le-a aruncat în teritoriul Federația, la Comisia și Departamentul de Copii și Juniori, să schimbe structura și mi se pare mult mai corect să schimbe structura aceasta cu pleu. De ce cauză? Dacă noi anul trecut am mers până campionatul începe din vară până vară. Acum, cum poți tu să măsori valoarea unei echipe, joci numai turul și poate nu prins sau să spunem că ai meciurile cele mai grele, le ai cu echipe de afară, da? Și nu poți să intri în primele 6. Nu mi se pare corect din punctul meu de vedere. Și nici n-a trimis o circulară să ne dăm fiecare cu părerea. Au făcut un birou acolo la Dan Ionescu, la președintele Centrului de Copii și Juniori. Fiindcă joci meciurile tale afară, nu mai ai nicio posibilitate. Și atunci îți vine acasă echipe care n-au nicio șansă aici în primele 6, tu nu poți să te duci și te măsori cu ăla. Și plus, după aia fac încă un tur, încă un retur, iar primele două care sunt în play-off merg mai departe la etapa de zonă. Nu, adică că campionatul este gândit foarte prost. Faptul că facem numai experimente la copii și juniori, experimentele astea care ne costă enorm la nivelul federației și a copiilor, fiindcă nu mai suntem calificați de foarte mulți ani la două, trei grupe de vârstă să mergem la campionate europene, noi ne facem experimente aici pe copii ăștia, parcă ar fi niște cobai. Ei pierd câteodată 2 ani de zile, câteodată pierd un an de zile și acești copii sunt pe din afară. Și din cauza asta, fotbalul și la nivelul Ligii 1. Nu este un nivel extraordinar de ridicat, sau ne uităm la Liga a 2-a și la Liga a 3-a. Fiindcă și academiile, al lui Hagi, al lui Gică Popescu, poate mai sunt și alte cluburi private, care s-au înființat foarte multe acum, nici ei nu sunt atât de bucuroși. Când vezi într-o echipă ieni jucători străini, când a fost o perioadă limitată să joace 5 jucători, să schimb tot cu jucători, era perfect. Lucrul care a venit acum, cum facem și în Spania, dar Spania e campioană mondială, europeană, nu mai spune la centrele de copii juniori, campioni peste tot, la under 8, 19, 18, până în jos să iei, ei își permit, dar noi încă nu avem academiile respective care poate să producă pe piață jucători. Și în același timp vedeți cu naționala. Totdeauna mergem cu promisiuni. Din 4 în 4 ani mergem cu promisiuni. Din 2 în 2 ani mergem cu promisiuni. Nu știu, adică fotbalul a luat o pantă greșită plecată de la Federația Română de Fotbal și de la Departamentul de Copii și Juniori. Da, ne apropiem de finalul emisiunii, domnule profesor. Vreau să vă întreb în final câte ceva și despre mini-fotbal, fiindcă sunteți membru în Asociația Județeană de Mini-Fotbal, dar și component al echipei Old Boys. O competiție care se dovedește până la urmă de bun augur pentru cei care nu practică sport de performanță. Nu, dar aș putea să spune că mulți dintre ei au trecut, au și practicat sportul de performanță. Eu zic că e binevenită la nivelul municipiului. O să o extindem și la nivelul județului și cu Bârlazul, cu Uși Negrești de la anul. Competiția este destul de tare, adică sunt jocuri bune, chiar peste nivel, nici mă așteptam să văd niște jocuri atât de echilibrate, cu jucători valoroși care fac diferența în teren, cu determinare și în același timp vreau să îi felicit pe toți, dacă urmăresc emisiunea,
dovada de fair play-ul care au dat la meciurile respective. Fiindcă suntem și avem câteva etape disputate, n-am avut și niciun fel de incident, să spunem, mai grav, dar mai departe. Totul și-a văzut de jocul echipei, fiecare arbitrajele, că fiecare greșim. Dacă mergem pe stradă, spunem că greșim. Dar de cum să iei o decizie acolo într-o fracțiune de secunde și arbitrajele bune, totul va fi ok. Și echipa câștigătoare ne va reprezenta mai departe la etapa de zonă, iar echipa clasată pe locul 2 va merge la Cupa România. Vedeți că este un interes enorm și o să vedeți că o să apară la anul foarte, foarte multe echipe care o să renunțe la Asociația Județeană de Fotbal să meargă la campionat județean, la Seria Oroane și din coace la promoție și o să vină să înscrieți, fiindcă cheltuielile sunt mult mai mici, iau oamenii aici aproape și zice, deci că să mă duc până la, să spunem, la Fuș, în partea alaltă, vor veni aici la minifotbal. În schimb, ne mai trebuie și infrastructură, că totdeauna, vedeți, ne lovim de infrastructură. Avem un singur teren, am putea să disputăm, noi disputăm meciurile sâmbătă, da? Să avem două, trei terenuri, să fie simultan. Activitatea simultan și atunci și competiția. Păi, de acum începe să răcească, nu? Avem timpul. Ne ducem la sală, unde? Jos la Mincu. Mulți o să vină, alții nu o să vină și i-ar fi păcat. Dacă avea încă două, trei terenuri, bineînțeles, contra cost, nu, nimic nu e pe cunoștință și așa mai departe. Așa că competiția e de bun augur. Și sperăm să o ținem tot așa. Faptul că are și o finalitate, e și finală pe țară, e un lucru extraordinar. Păcat cum s-a gândit mai devreme să-i dea drumul la această competiție, se joacă în sistemul 5+1, cu 12 cu tabelul și ai timp de schimbări și e absolut totul. Dar vreau să dau, să spun încă o dată că toți au dat dovadă de fair play și se respectă între ei. Sperăm să o continui și în continuare. Știți, vedeți că mai sunt câte ieșiri din astea care nu-ți imaginezi, dar până la urmă sperăm să o ducem la bun sfârșit. Domnule profesor, mulțumim pentru că ați acceptat invitația de a fi astăzi alături de noi. Vă dorim să aveți succes cu echipa în campionatul de mini-fotbal și, de ce nu, și cu echipele de juniori de la Liceul Program Sportiv să se califice în play-off. Da, și eu vă mulțumesc pentru invitație și sperăm ca duminică republicanii să bată la Bacău. Nu avem și noi competiții la aia mici să câștigăm și avem un meci greu la mini-fotbal, dar cu Zimbru am înțeles că e o echipă bună, dar sperăm noi World Boys să bate, nu? Fiecare jucător care intră în teren vrea să câștige. Mai ales că aveți două victorii consecutive sau trei. Da, trei avem, dar suntem o echipă destul de omogenă, fost jucători și sperăm și în continuare să o ducem tot așa. În schimb, singura problemă care e programul mai încărcat și orele care se dispută sunt destul de grele. Eu sunt în competiție oficială, trebuie să plec, am pe pană care trebuie să plece și alții tot așa. Dar sperăm să o rezolvăm și plasa din mers. Mulțumim încă o dată, stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea prelungirii de astăzi. Vă dorim vizionare plăcută. Rămâneți în continuare alături de programele TVT.